În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru pericopa evanghelică de astăzi avem un subiect de finețe teologică. Toate le-am păzit din tinerețe, referindu-se la porunci tânărul bogat, și totuși Iisus îi găsește o variantă mai înaltă de viețuire duhovnicească și îi spune, da, dar mai lipsește una. Vinde toate și urmează mie. La acest răspuns, dacă vrei să fii desăvârșit, este o întrebare care ne interesează pe fiecare în parte, cum trebuie să înceapă desăvârșirea. Și o să o luăm ce înseamnă treptele desăvârșirii. Cred că asta ar fi punctul forte care l-am putea noi dezbate pe tematica de astăzi. Desăvârșirea este și în cele materiale, când omul este împlinit. Și dacă ne-am gândit la doi oameni desăvârșiți, ne-am gândit la Avram, care în momentul când a intrat în dispută cu Lot, au luat-o unul la deal și unul la vale și și-au împărțit turmele fără să se certe. Când a fost chemat de Dumnezeu, a lăsat totul și s-a dus din ținutul Ur în ținutul Hebronului, unde a fost apoi întâmpinat și răsplătit de binecuvântarea Sfintei Treimi sub chipul celor trei tineri de la stejarul din Mamri, ne punem întrebarea într-un singur mod. Câtă lepădare de sine sau câtă voință de sine este să-ți lași acareturile și casa și masa sau să-ți strângi cortul și oile și dobitoacele și să te duci la porunca lui Dumnezeu într-un loc pe care nu-l cunoști. Și iată-l pe Avram ajuns în ținutul Hebronului unde va hrăni la masa sa pe Sfânta Treime cu azimă, cu lapte și cu miel. Mergând la alt desăvârșit în cele materiale, ajungem la casa lui Iov, care avea 7 fii și 4 fete sau 3 fete, cămile, boia, sine, dobitoace, averi, bani peste bani, iar la curtea lui slugile purtau brâul de aur. Nu cred că găsim un patron care să facă măcar marginea la icuson în firma lui de aur, la cei care lucrează, dar minte să le pună brâu de aur. Deci asta înseamnă măreția și slava și puterea bogăției, care, privită din punct de vedere omenesc, înseamnă bunăstare, infrastructură, economie, PIB și tot ce vrem noi să transformăm în termen economic, dar înseamnă desăvârșire materială. Am mai putea spune că desăvârșirea materială constă și în frumusețea unei arhitecturi, desăvârșirea materială constă și în realizarea, să spunem, a unor locuri frumoase, dacă vreți. Noi le numim astăzi puncte turistice, dar dacă ne gândim la o desăvârșire materială, putem să mergem cu mintea până la templele acelea care le-au făcut budiștii prin Thailanda sau pe la Machu Picchu sau tot felul de nebunii din astea. Ați văzut ce lucrări ample dăruite divinității, dacă o luăm, chiar dacă este vorba de o divinitate primitivă, dar modul și gândirea arhitecturală sunt cele care impresionează până unde merge desăvârșirea minții omului în ceea ce înseamnă frumusețea materială. Făcând un raport cu cuvântul psaltirii, toate vor periși într-o clipeală de ochi, vor fi ca fumul și nu se vor mai găsi, pentru că vorbim de cer nou și pământ nou. Deci vorbim în primul rând de desăvârșirea sufletească, dorința de a dărui lui Dumnezeu ceva frumos. Ajungem și la desăvârșirea personală. O altă desăvârșire o putem spune că este și arta. Arta sculpturii, o desăvârșire, și aici mergem până la pictarea sau sculptura în bobul de orez. Putem merge până în cele mai delicate și fine lucrări făcute de popoarele japoneze, chineze, asiatice, care au acele miniaturi care fascinează. Sau putem merge până la cele mai frumoase scrieri și caligrafii
pe care le are lumea, până la cele mai frumoase edificii care au cele mai frumoase ritmuri de culori sau, dacă vreți, gândiri de împletirea bunului gust a culorii și a minții omului amestecate în ideea de frumos, și am mai putea vorbi de o desăvârșire în cultură. Socrate, Platon și cu... mai este încă unul care l-am uitat. Deci ăștia din Balcanii ai noștri, care sunt cei mai renumiți, care au rămas și până în zilele noastre ca filozofii ai timpului, sunt oamenii care ne-au lăsat nouă, cum spunem într-un cuvânt, înțelepciunea care zidește, înțelepciunea pozitivă. Deci acești filozofi au văzut umbrele strălucirii creștine și umbrele strălucirii desăvârșirii în bine a omului până la cele mai înalte cote umane. Dacă ne coborâm în filozofia duhovnicească, vom întâlni cea mai grea filozofie cu care se luptă creștinismul de 2000 de ani de la Hristos încoace. Ne aducem aminte că atunci când Iisus a fost scos pe un podium, pe un arc înalt și arătat lumii în Ierusalim, li s-a spus, iată omul, adică uite, acesta e modelul care trebuie să-l urmați, dacă ar fi să ne lămurim de ce a fost acea imagine gândită și făcută de Pilat fără să-și dea seama. Și atunci ne întrebăm, desăvârșirea creștină poate fi asemănarea cu Dumnezeu după chip și lucrare, asemănarea lui Dumnezeu după chip și asemănare, așa cum am fost creați buni, drepți, sfinți, desăvârșiți. Ce spune Iisus Hristos? Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și dacă ar fi să mai căutăm încă o desăvârșire în ceea ce înseamnă lumina minții, înțelepciunea și toate celelalte, am putea vorbi de desăvârșirea înțelepciunii prin toți sateliții ăștia care străbat cosmosul, prin toată tehnologia modernă care a ajuns prin robotizarea și lucrarea fină, să facă operații, să execute tehnologii, să lucrezi cu ele în sistem industrial, în sistemul fin. Mă rog, nu mai trebuie să vă explic eu că tehnicile care înainte erau de mărimea unui dulap, astăzi o bibliotecă digitală are mărimea unui zar. Și tu poți să bagi acolo kilotone de informație, deci care stau pe acea bucățică de stick, gândit, pus într-un aparat și tu citești online tot ce vrei direct din stick-ul respectiv și nu trebuie să ții 10 dulapuri sau 100 de dulapuri de cărți. Această desăvârșire vine din insuflarea Duhului Sfânt și din înțelepciunea omului de a se perfecționa până unde? De la mărimea creației lui Dumnezeu. Deci dacă ne gândim cum arătau munții, pădurile virgine, fauna neatinsă, necunoscută, marile pustietăți de astea din jungla africană și locuri în care oamenii poate încă n-au descoperit ce înseamnă orașul sau urbanul sau oameni sălbatici care încă nu știu ce la alfabet sau limbă, până la cea mai sofisticată tehnologie prin care poți să comunici și să vorbești sau să lucrezi de la un capăt al pământului la altul. Mai simplu ca bună ziua, dacă ne gândim ce capacitate au undele de a pune o cameră în fața calculatorului și a-l vedea pe celălalt în altă țară peste ocean în fața calculatorului și să vorbești cu el. Deci consider că este un plus de desăvârșire în înțelepciunea umană și în tehnologia modernă. Vi le-am prezentat pe toate acestea pentru că erau necesare. Noi nu putem intra în Evanghelia de astăzi fără a ști ce bogăție posedă lumea. Avem bogății naturale, depinde cum le păstrăm, avem bogății materiale, depinde cum le folosim, avem bogății intelectuale, depinde ce facem cu ele, avem bogății tehnologice, depinde cu ce scop lucrăm cu ele, și avem bogăția personală, adică acest cap, care este softul tuturor acestor descoperiri și invenții, la baza cărora stă gândirea filozofică, gândirea înțeleaptă, mintea ascuțită, cum spunem noi, sau luminată de Duhul Sfânt
și gândindu-ne numai departe până unde ar vrea omul să ajungă, cum spune așa mai prin filmele astea SF, că ei visează multe, dar cai mai sunt și morți și potcoavele căzute, să te teleportezi în timp, să ajungi pe altă planetă prin nu știu ce sistem de, mă rog, filozofii din astea lumești. Dar noi ne întoarcem la Evanghelia de astăzi și spunem așa, că la Hristos a venit un tânăr care era și bogat pe deasupra, bogat pentru că reprezintă lumea de care v-am vorbit, tehnologia modernă a lumii de astăzi, și a zis, bunule învățător, ce să fac să am viață veșnică? Prima reacție pe care o are Mântuitorul privește cu drag, știa că nu-i viclean. Deci Dumnezeu iubește pe omul deștept. Să nu trăiți vreodată cu impresia că smerenia înseamnă o anumită doză de prostie. Niciodată. Smerenia înseamnă un act firesc prin care tu privești spre Dumnezeu și spui așa, îți mulțumesc pentru toate câte mi-ai dat mie. Îți mulțumesc pentru toate câte mi-ai descoperit mie. Îți mulțumesc pentru ceea ce sunt. Și prin asta Dumnezeu se bucură și înțelege că îi recunoști darul înțelepciunii care l-a pus în tine. Asta înseamnă un act de smerenie. Nu înseamnă să fii jegos, rupt, murdar, flendurit. Spune în Filocalea 6, chiar la pagina, undeva pe la 600 sau 260 ceva, că smerenia nu înseamnă plete murdare, grumaz soios sau haine rupte, ci înseamnă inimă înfrântă și smerită care iubește adevărul. Acest învățător privește pe tânărul plin de calități, dar îl privește și sub forma unei contradicții. De ce îmi spui mie că sunt bun când numai Dumnezeu este bun? Ce înseamnă bun? Bun înseamnă ceva care te convinge că ceea ce faci este bine. Sfântul Chiril al Alexandriei. Cel ce din rău face bun, gura lui e gura Duhului Sfânt. Mântuitorul nu-i permite acestui tânăr să-l numească bun pentru că nu-i va asculta sfatul. Adică nu că nu-i va asculta sfatul, se va îndoi de sfatul lui. În momentul când crezi cu adevărat în Dumnezeu, și aici ar trebui să vă fac o disecare, am întâlnit câteva cazuri în discuțiile personale cu tot felul de oameni, că oamenii gândesc, întreabă, sunt curioși și încearcă permanent un lucru. Nu știu la măsura la care îl încearcă sau curățenia cu care îl încearcă, dar spun așa, părinte, demonstrați-mi că există Dumnezeu. E o îndoială fiecărui om care nici până la ora asta, după 2000 de ani de creștinism, nu se lasă convins de prezența lui Dumnezeu pe niște criterii foarte simple. Și eu întotdeauna, ca să nu lungesc povestea, îi spun pe scurt. Ai văzut că o aghiazmă nu se strică? De ce dacă bagi tu mâna de trei ori într-o găleată și o binecuvintezi să strică? De ce preotul dacă bagă mâna de trei ori într-o găleată nu se mai strică apa? Pentru că lucrează Harul Duhului Sfânt. Deci asta mă face să cred că există Dumnezeu. De ce la mormântul lui Hristos, atunci când are loc actul învierii și slujba învierii în fiecare an, coboară Sfânta Lumină? Și cineva mi-a spus, da, nu-i concludent. Dacă nu-i concludent, caută dumneata o chestiune și mai concludentă. Pentru mine care cred, e concludent. Pe mine mă convinge că fiecare care merge acolo simte sau trăiește în modul lui personal acest act de vedere a luminii dumnezești care învăluiește Sfântul Mormânt. S-a făcut și cercetări și restaurări și cu scop de curățire a pietrelor, a marmurii, a tot ce e acolo, reașezarea obiectivelor, pentru că erau multe care se mișcase în urma cutremurelor și acum le-a pus anumite chestiuni din astea, din cositor sau silicon, care atunci când este un cutremur, ele se poată luneca fără să se disloce sau să se strice după tehnicile japoneze și ultimele modele de gândire tehnologică în materie de conservare. Și bineînțeles că primul lucru care a fost cel mai curios, deși nimeni nu va scrie despre aceasta și nu va recunoaște aceasta, a fost dislocarea pietrei de mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos
de la Sfânta Cetate, din Biserica Sfântului Mormânt, tocmai pentru a vedea ce ascunde Sfântul Mormânt, adică ce taine s-a acolo sub Sfântul Mormânt, crezându-se în mod presupus, bănuiesc, că cine știe ce instalații speciale sunt băgate pe sub pietrele alea, ca atunci când are loc învierea, tu să dirijezi de la distanță, să apeși și acolo să apară foc sau să apară lumină. Spre marea lor stupefacție, deși au mărturisit-o cei de la Discovery Canal care erau de față acolo și studiau fenomenul de restaurare în fiecare zi, pas cu pas, a fiecărei pietre și lucrări, afară de faptul că s-au strâns nori în formă de cerc deasupra Bisericii Sfântului Mormânt, se auzeau cântări ca de îngeri și nimeni nu știa de unde vin și s-au speriat toți, iar cei ce mișcau piatra și au vrut să o dea afară, la un moment dat au simțit un fel de stare sufletească care i-a determinat să nu umble mai departe, fiindcă s-au speriat în sine ei ca echipă de cercetători. Au filmat ceea ce au găsit, au împins piatra la loc, s-a făcut sfințirea Bisericuței Sfântului Mormânt, curățită de fum, reașezată frumos cum arăta ea atunci când a fost construită cu mii de ani în urmă sau sute de ani în urmă, pe la anul 700, parcă nu mai știu exact când a fost făcută capela aceea în Biserica Sfântului Mormânt, micuță, unde e mormântul și piatra Îngerului. Și totuși anul acesta, deci în urma acestor restaurări, când toată lumea s-ar fi gândit, domnule, de acum dacă s-a umblat acolo, gata, iată că Sfânta Lumină a venit în mod obișnuit și a binecuvântat întregul ansamblu al locului Sfântului Mormânt, arătând că Hristos este viu, că a înviat și că există. Deci există pentru cei ce cred și cei ce au inimă curată pot vedea pe Dumnezeu. Deci prima însemnare categorică a Sfintei Scripturi, prin care îți dai seama că există Dumnezeu, este să ai inima curată. Cât timp nu ai inocența spirituală a credinței în sufletul și în mintea ta, ești un mare pietroi sau un mare bolovan sec, care nu-l poate urni decât doar conștiința ta adormită când se trezește. Femeile de la mormânt au spus așa: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Numai Îngerul Domnului, numai credința adevărată și cinstită poate să-ți prăvale piatra necredinței de la ușa sufletească a mormântului tău personal, necredința din tine. Un alt lucru mărunt și ieftin este și simplu prezența Duhului Sfânt în Sfânta Liturghie și puterea Euharistiei, cea vindecătoare, sfințitoare, tămăduitoare și desăvârșitoare. De vrea cineva să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, deci îți iei crucea și îndrăzneala personală de a merge spre Dumnezeu, vom vedea la tânăr ce face el, dar în același timp Hristos spune: eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă din aceasta în veac nu mai moare, deci va fi viu în veac. Pentru că eu sunt pâinea cea vie care dă viață lumii. Atâta timp cât nu ai putere să crezi în puterea Sfintei Euharistii, nimeni nu te roagă să fii creștin forțat și ai dreptul să-ți alegi dreptul de a contesta fără să te agiți, că oricum nu te ia nimeni în seamă, e un drept al tău, îl păstrezi personal și independent. Un alt motiv care mă face să cred că există Dumnezeu este diferența dintre finețea umană, modul nostru de comunicare, prin rațiune, cuvânt, prin inteligență, prin puterea de alegere și discernere, prin sentimentele pe care le avem noi ca oameni sau modul de comunicare, cel interior, nu cel exterior. Eu pot scrie oricui o scrisoare, pot vorbi cu oricine la telefon, dar de ce facem noi rugăciuni personale pentru mama, pentru tata, pentru copii, pentru frați, pentru surori, dacă nu ar exista un mod de comunicare sufletesc? Cu ce pot eu de la distanța asta pentru ăla care e în Italia sau în Franța sau în Portugalia să fac o rugăciune și să mă rog pentru el, dacă legătura mea de aici cu el acolo nu are nicio legătură? Păi tocmai are, pentru că puterea gânditoare, puterea înțelegătoare, puterea sfințitoare și puterea de comunicare pe care o avem noi sufletește cu cei de departe, este tocmai măsura care ne arată că Dumnezeu l-a creat pe om atât de sofisticat, mai sofisticat decât un satelit,
care dacă îi schimbi parametri nu-ți mai transmite, dacă îi schimbi undele sau îi schimbi direcția, nu mai face legătura prin unde, pe când omul poate face legătura de oriunde. Oriunde aș fi eu pot să mă rog pentru oricine. Doamne, dă-i sănătate la unul din America. Și eu știu exact unde trebuie să ducă rugăciunea, pentru că o trimit eu acolo cu gândul. Deci este puterea gânditoare care depășește puterea tehnologică. Aici încearcă lumea să facă acum progrese, să poată crea un omanoid, cum spun ei, în care robotul să aibă înțelepciunea minții umane. Robotul va înțelege unde e apa și nu va călca, sau unde e priza să bage ștechiul, sau unde e pâinea să o pună pe masă, dar niciun robot nu va ști vreodată, indiferent ce tehnologie am avea, când omul este trist, supărat, bucuros, scârbit, întristat, suferind, apăsat, vesel, fericit, pentru că nu poate citi gândurile. Deci ei încearcă acum prin tehnologie să facă un fel de aparaturi. Ați văzut, arată tot felul de oameni încorsetați la cap cu fișe. Bine, astea sunt prostii la nivel de film, nu trebuie să le luați. SF-uri, puierile. În care să citească gândurile. Pentru că Dumnezeu este nevăzut, gândurile sunt nevăzute. Pentru că Dumnezeu este nevăzut, puterile noastre sufletești sunt nevăzute. Deci eu mă uit la un copil și spun, da, are minte. Evident, dacă îi despici capul, găsești creierul sau dacă îi faci o radiografie. Dar n-aș putea spune că în fața unui sistem de verificare a cunoștințelor, cei doi copii cu mintea în cap la fel ca greutate, ca înălțime, ca pregătire, pot să fie la fel de deștepți unul față de celălalt. După Eccles, toți suntem o unicitate. Deci fiecare om are capacitatea și parametrii lui de a exista. Ei, acești parametri sunt dați de genele care ascultă de codul Duhului Sfânt și transmit în om ceea ce Dumnezeu vrea să transmită, și cineva va spune, hai mă, chiar până aici îl bagi pe Dumnezeu. Îl bag pe Dumnezeu până în burta mamei, când sămânța bărbătească dă de sămânța femească și are loc fecundarea și Sfânta Treime stă de față la diviziunea ADN-urilor și la crearea noului ADN-ul, a noii făpturi, care nimeni n-are de unde să știe cum se va naște și nimeni n-are să știe cum să arate, până ce mai vin doctorii și spun că malformația biologică e bună, că conformația genetică e bună, că conformația creșterii embrionului e perfectă, dar nu poți să spui ăsta se va naște prost sau se va naște deștept, n-ai de unde să știi. Asta o știe doar Dumnezeu prin darurile care le pune în om. Tânărul de azi era un tânăr bogat, deci avea absolut toate calitățile posibile și necesare unui om ce poate lua contact cu Dumnezeu din punct de vedere sufletesc și pământesc. Îmi zici bun, dar Dumnezeu este bun. Atunci îl putem numi pe Dumnezeu bun când avem încredere totală în El și credem în El fără să intrăm în adâncul cercetării raționale și zicem da de ce, da pentru ce, da până când, da de unde, da cum. Deci acestea sunt întrebări ce se numesc îndoială. Moisi, care a stat de două ori în muntele Sinai și a adus tablele legii, care a avut puterea să se tragă cu Dumnezeu la discuție ca doi oameni, fiind prieteni, Doamne, dacă nu-i ierți pe ăștia că greșesc, șterge-mă din cartea vieții, și multe alte discuții, și gândiți-vă la un singur lucru, că Dumnezeu stă în cer, Moise stătea pe malul Mării Roșii, poporul murmura ca dracii. Și spunea, ne-a adus aici să vină să ne omoare egiptenii în pustie, la malul mării, ce e asta? Mai bine stăteam acolo, construiam, eram robi, aveam mâncare, aveam cuiburi unde să ne odihnim. Ce e asta? Ne-a adus în mijlocul pustiei să perim. Moise tăcea și se ruga și vorbea cu Dumnezeu. Doamne, ce fac cu poporul ăsta îndărătnic? Tu m-ai pus să le liberez, să-l scot, Tu mi-ai dat directiva, Tu mi-ai dat semnul acesta ce să fac. Eu cum rezolv problema? Mă depășește. Și în clipa aceea se aude glasul lui Dumnezeu, cum ne arată Scriptura, care spune, Moise, taci, nu striga, că aud! Moise nu vorbea nimic.
Ce spune în Psalm Duhul Sfânt? Răcnit-am din suspinarea inimii mele. Unde stă Dumnezeu? Pe tronul inimii. Cine îi vorbește? Sufletul din noi care are puterile și facultățile gânditoare. După Filocalie, nu după oricine. În momentul acela Dumnezeu îi dă răspuns lui Moise, lovește marea cu toiagul. Mare se despică și tot poporul trece. Nu, asta-i ținta, am vrut să vă arăt cum lucrează puterea gânditoare. Voi spuneți câteodată, cei de pe pământ, nu știu ce are omul ăsta, că nu mă simt bine în preajma lui. Cred că mă privește și mă absoarbe energia, folosim noi termenul câteodată. Cred că are ochiul rău, cred că e întors de la țâță, cred că m-a diocheat, cum spunem noi, diferite expresii populare. Nu! Sunt oameni cu încărcătură malefică și negativă, care simt nevoia de energia bună prin faptul că ei sunt obositori și plictisitori sau sclifosiți sau, mă rog, cum or fi, că nu știu să-i numesc, și atunci îi deranjează pe cei din jur și ei devin, fără să-și dea seama, autoizolați sau neintegrați social. Și atunci, sigur că ei trebuie să-și pună o întrebare, de ce toată lumea mă vede rău și eu mă văd bun? Același lucru îl întreabă Hristos pe învățător. De ce îmi spui bun dacă n-ai să păzești ce-ți spun eu? Și intrăm mai departe pe subiect și zice, nimeni nu-i bun decât numai Dumnezeu. De ce? V-am explicat eu într-o altă predică de ce e bun Dumnezeu. Plouă și în ograda păcătosului și în ograda dreptului și în ograda ateului și în ograda credinciosului. Pentru că Dumnezeu nu urăște făptura. Dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Deci ia pe tânăr de jos ca să-i arate superficialitatea sau tradiția creștină, obișnuința creștină, ritualitatea cultului creștin, obișnuința tradițională a obiceiurilor creștine sau comportamentul firesc al religiei creștine. Și ce îi spune acest tânăr? Care porunci, gândindu-se că există ceva care el nu știe, dar pe de o parte să-l pună pe Dumnezeu în situația cum facem noi câteodată. Despre ce spui că e vorba? Dar lași pe ăla să vorbească mult ca să vezi tu ce știe el. Și la unii spui, a, dar mie îmi spui, stai să-ți spun eu cum e acolo, uite așa, 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 așa. Și arăți că tu deja cunoști lucrurile. Ia, problema în ansamblu. Și ce îi spune? Să nu ucizi, noi am vorbit despre asta. Să nu furi, am vorbit despre alta. Să nu săvârșești adulter, adică curvăria. Să nu mărturisești strâmb, vom ajunge și la asta, este în catiheze. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, destul de greu. Eu mereu, aici mă opresc și pun punct, aici eu sunt deranjat. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Sunt de acord. Nu cred că există pe pământ un om sau o femeie sau o persoană care să nu-și iubească părinții, adică procreatorii săi. Dar, în schimb, am o reacție alergică și poate că greșesc uneori, am și eu bătrâni care mi-s dragi așa și îi simpatizez și din când în când mai am câte o grijă de ei în măsura în care m-aș pricepe eu, nu am treabă cu altul. Dar, pun întrebarea, ce fel de iubire putem noi avea față de părinți sau respect atâta timp cât auzim strigându-se permanent prin ziare următorul lucru? Vai, dar nu se ocupă societatea de azile, de cămine de bătrâni, de orfani, de oameni abandonați. Da? Sună foarte bine la prima vedere. Dar întrebarea mea este, bătrânii, oamenii abandonați, oamenii din azile, oamenii de pe stradă, n-au fost cândva tineri? N-au avut contact cu societatea? N-au avut contact cu școala să înveți o meserie? N-au avut contact cu legile statului? N-au avut contact cu familia? N-au avut părinți? N-au crescut copii? Care este cauza de trebuie biserica sau societatea sau viața noastră cotidiană să fie atât de împacientată și atât de agitată pe această filantropie falsă,
vă spun eu, falsă, în care bătrânii sunt prioritatea numărul unu, stârnirea lacrimii, a pietății, a smereniei. Vai, un bătrân, da? Isaac Siru vine și îți spune, roada tinereții este odihna bătrâneții. Eu am spovedit odată o bătrână din greșeală. Spovedeam sub un tei la Bârnova și fără să vreau, aud pe cineva că plânge acolo în pritvorul bisericii. Am zis, o fi având vreun necaz, am văzut că se prelungește povestea. Am tras așa ușor, discret, de lângă ușă cu urechea să văd ce dialog e acolo. Și ce spunea bătrâna aia? Maica Domnului, dar mă lași, n-ai grijă de mine, dacă există Dumnezeu, de ce am ajuns eu zilele astea? Opa! O las să-și termine văicăreala. O las să-și termine văicăreala. Și îi spun, bunico, vină încoace. Era una dintre babile, care mi-i dam 50 lei, 60 lei, 70 lei, cât aveam pe buzunar. Și zic, bunică, eu vreau să te împărtășesc pe mata. Nu, dar nu-s pregătită de împărtășit. Lasă, bre, dar nu faci mata regulă la mine o gradă. Treci aici în genunchi și să stăm de vorbă. La ce vârstă te-ai cununat? Nu, că eu n-am fost cununată. Cum adică n-ai fost cununată? N-ai copii? Ba da, am doi copii, dar sunt în lumea lor, sunt plecați în, mă rog, ca lumea. Fiecare s-a dus în drumul lui. Păi zic, și la ce vârstă ai făcut primul copil? La 36. 30 cu 20, 50. Deci, o fi având copilul dumitale vreo 40 de ani, nu-i chiar nimeni pe nicăieri. Are o funcție ceva în viață. Există undeva. Și al doilea copil, păi l-am făcut pe la 38. Păi și cine-i tatăl lui? Păi nu, că n-am avut tată. Unul l-am făcut cu cineva, unul l-am făcut cu cineva. Bine, și acei cineva, cum te-au ajutat să crești copiii? A, dar nu i-am crescut eu, au rămas la ei. Și tot intrând în adâncul cercetărilor, o întreb, dar câți ani ai? Păi am 76 de ani. Și atunci trec direct la subiectul care mă interesează. Aș vrea să știu de câți ani ești curată, trupește, fără să te fie atins de bărbat. Părinte, de la 68, că n-am mai putut. Femeia s-a exprimat corect, n-a fost ceva de condamnat. Deci era vreo 8 ani de când era curată. Păi zic, și până la 68, dacă n-ai avut bărbați, cu cine ai trăit? A, părinte, și eu ca femeie, că doar vezi că greșim, că suntem neputincioși, suntem păcătoși. Și atunci zic, de ce îi reproșai Maicii Domnului că nu există Dumnezeu? Sunt femei care trăiesc o viață în curățenie. Mătură într-o biserică. Vând lumânări la o biserică, stau acolo sub poala popii și perii un țol, șterg o icoană, sapă trei morminte și pun trei flori, dau cu var prin cimitir. A, nu, dar eu n-am fost credincioasă, părinte. Aha. Și de ce vă spun lucrul ăsta? De ce ești tu supărată că Dumnezeu nu face un azil pentru paraziți sau pentru oameni irresponsabili, nu judecându-i viața, că n-avea pensie, n-avea salari, n-avea nimic? Adică cât a fost instalația în regulă, a câștigat un ban. Deci de acolo s-a trăit cum a putut. Când s-a uzat instalația, a intrat pe menopauză. Deci pe zero, nu se poate așa. Deci n-ai cum să ai o viață dezordonată și la tinerețe să te plângi că nu există Dumnezeu, că nu te ajută și societatea nu-și face datoria. Eu, în calitate de asistent social, dacă aș fi, aș căuta în primul rând pentru un azil două categorii de bătrâni care au muncit o viață și au pensia mică și n-au din ce trăi, că ea merită să-i ajuți pentru că au fost oamenii muncii și s-au străduit. Oamenii care au crescut poate mai mulți copii și sunt mai săraci, că nu toată lumea e bogată, așa e societatea, făcut-o cu necazuri, cu bune și cu rele. Și pe ala l-aș ajuta pentru că s-a străduit și a lăsat ceva în urmă în viață. A fost un om gospodar, a fost un om de biserică, a fost un om de familie, a fost un om cinstit. Sau bătrânii care n-au avut copii niciodată și nu are cine să le poarte grijă la bătrânețe. Dar nu văd normal ca o pereche sau două de copii care au părinți vii să-i abandoneze. Mie mi-a plăcut de cineva, săraci copii, i-am cunoscut. Nu m-au ascultat ei la vremea aia. Au venit doi băieți la mine și au zis așa, părinte, am găsit o bătrână care vrea să o ajutăm. Îi mai pretențioasă, dar facem față. Au trecut vreo 17 ani sau 16 cât au avut grijă de ea și ca să vezi că dacă omul e stricat din
rădăcină stricat rămâne până la sfârșit și viclean. Și eu le-am spus odată, bă, zic, după 15 ani, cred că s-o fi convins bătrâna asta că voi chiar ați avut grijă de ea și vă interesează. Și i-am zis, insistați să vă facă un act ceva. Și bătrâna de bună cuvință a spus, dar nicio problemă, zice, când dumneavoastră vreți, aduceți un notar aici acasă și eu vă semnez și garsoniera mea vă rămâne vouă, n-am nicio pretenție, mai ales că ați fost atât de drăguți cu mine. O, ăștia s-au foit și ei s-au învârtit și într-o zi mi-au spus, și bătrâna nu se simte prea bine, mergeți la notarul cu tare chiar azi, luați un notar, mergeți și faceți hârtia. N-am ascultat. Baba noaptea a făcut un stop din ăla rapid și s-a curățat. Cine a fost dimineață la ora 7 la ușă? Băiatul și fata babei, care nu călcase niciodată în 15 ani pe acolo, nici nu știau ăștia că ea are rude, și primul canon care l-a dat, a dus baba la morga, sau cum se cheamă, la capela mortoară, și le-a spus așa, aveți 24 de ore să goliți, să vă luați tot ce aveți aici, pentru că vând garsoniera. Deci, vedeți ce fel de putregaiuri are societatea? Vedeți ce mizerii inepte dospesc în sânul societății? Deci tu, în loc să te bucuri că cineva îți face un bine bătrânului tău și are grijă de el, putea să spună, stați cât vreți sau stați până vreți, dar uitați, dacă mama nu v-a lăsat un act, îmi pare rău, nu vreau să vede. 24 de ore aveți. Dar câți copii nu fac așa și își lasă bătrânii balta acasă și, mă rog, te-ai dus în străinătate, nu te judecă nimeni. Dar poți odată la o lună să trimiți la un vecin stabilit de înainte, bă, îți trimit 100 de euro, fă-și următorul lucru, plătește-i lui mama întreținerea sau plătește-i apa sau plătește-i factura sau ia-i o pâine zilnic sau o sticlă de ulei odată pe săptămână. Da, pleci, te duci, ai abandonat, crapă, crapă, trăiesc și spune că societatea nu se ocupă de bătrâni. Nu, bătrânii nu se ocupă să aibă o bătrânețe liniștită și fericită. Bătrânii nu-și pregătesc sfârșitul așa cum trebuie. Ori sunt oameni dificili, ori sunt oameni mofturoși, ori sunt oameni pretențioși, ori sunt oameni scandaloși, ori sunt oameni necredincioși, ori sunt oameni de proastă factură și de proastă calitate, rămân abandonați singuri și lăsați singuri. Se dau într-adevăr victime, dar eu nu cred că cineva care își iubește mama cu adevărat sau merită să o iubească și să se implice, o abandonează. Nu cred că poți băga mâncarea în gură gândindu-te că mama ta moare de foame. Nu cred că poți băga mâncarea în gură lăsând pe tată tu în azil. Deci aici, la cinstește pe părinți, aș fi cu următoarea idee. Părinții, dacă cresc copii credincioși, culeg roadele credinței, iar dacă cresc copii necredincioși, culeg roadele necredinței. Așa se explică că într-o societate modernă ca a noastră, în loc să crească infrastructura cu blocuri de locuințe pentru tineret care termină o școală și au nevoie de un loc de muncă și au nevoie să-și întemeieze un cămin, noi trebuie să mulțim azilele și căminele de bătrâni. Nu, asta nu e un progres social. Sunt într-adevăr în străinătate bătrâni simandicoși, cum ar fi Germania, Franța și multe alte țări din astea dezvoltate, unde cel în vârstă se duce la fundația respectivă, își donează toată averea și trăiește ca un boier. E lord. Are femeie de servicii, are îngrijitor, are peptănătoare, are cel ce o hrănește, cel ce o spală, cel ce îi face masaj și el trăiește o bătrânețe fericită pentru că aia își dorește el și copiii vin în vizită când vor. Dar totul se face cu acceptul familiei și cu hotărârea celui în drept. În momentul în care ai băut toată viața la crâșmă sau ai stat toată viața prin șanț sau ai stat toată viața și ai bârfit pe alții sau n-ai bătut un cui, nu poți să pretinzi acest drept. Nu pot să pretind acest drept, pentru că și eu cunosc o persoană pe care am ajutat-o să ajungă la azil și primul lucru care îi cârtește tot timpul, vai, dar nu-i ca acasă. De ce nu vine aici să stea acasă dacă e așa de bine acasă? Pentru că ai pensia mică, da? Și pentru că ei și-au făcut milă și pentru 6 milioane te țin acolo în condiția în care pot, că a fost o vorbă de obraz de undeva. Stai acolo și rabdă. Dacă ți-i dor de acasă, du-te până acasă și îi vezi.
Și când se duc acasă și bate la ușă, nu-i găsește, că ei n-au nevoie de o babă să-i încurce. Dacă nu dă ceva din pensie, liber, ce să-mi vii pe la ușă, să mai bei un ceai și o cafea, să-mi faci gaură în finanțarea familiei. Deci asta este viziunea asupra cinstirii părinților. Dacă-i aveți respectații, dacă nu-i aveți pomeniții, dacă-i aveți șau vicii, îndreptați-i cât este timp și tinerii au dreptul să bată din picior și să spună: tată, ești un derbedeu și asta nu face cinste comunității unde te afli, mamă, ești într-o eroare, asta nu-i demnitate de femeie în vârstă, te rog, nu mă rușina și nu mă face de râs. Și avem dreptul să ne corectăm părinții, pentru că dacă îi lăsăm să meargă în pierzarea lor, nu-i după Scripturi dacă rămân în drum. Numai la evrei era acest păcat, îl condamnă Dumnezeu Mântuitorul și le spune: de ce lăsați și abandonați pe părinții voștri, numindu-i corbani, adică cadavre vii, și îi abandonați și îi lăsați să moară. Nu! Deci societatea face tot ce poate, dar trebuie să facă pentru ceea ce trebuie. Mai eram odată și mai audiam o emisiune din asta, tot juridico-intelectuală, ca să spun așa, unde se dădeau de ceasul morții vreo 3 procurori, vreo 4 psihologe, era vreo 3 judecători, era vreo 3 avocați. Cum să integreze ei pe pușcăriași în societate? Ia ca duream ar capul ce mă preocupă pe mine. Adică ies generații de copii de pe banca școlii, studenți, elevi, eminenți, diplome, pregătiți de viață și nu mă interesează de una la să-i caut un loc de muncă, trebuie să mă ocup eu de un pușcăriaș să-l integrez în societate. Nu, taică, cum ai furat, învață să nu mai furi. Cum ai dat în cap, învață să nu mai dai. Cum ai știut să fii mărlan, învață să fii serios. Societatea te primește, dar trebuie să dai dovadă de seriozitate. Nu stau eu cu 3 din ăștia psihologi după tine să-ți explic când bagi mâna în poșetă la altul că e păcat. S-o tai de la cot ca să știi a doua oară că acea mână n-are ce căuta în geanta nimănui. Și atunci să vezi cum omul se îndreaptă, frica păzește bostănăria. Nu putem face legi din astea cum avem noi câteodată pe la români. Nu stresa hoțul când fură că faci pușcărie. N-ai voie să-l abuzezi, trebuie să-l reclami la poliție și dacă el merge de bună voie și dă declarații că a furat, poliția îl arestează. Dacă el nu recunoaște, iei tu amendă că de ce te-ai luat de el. Deci vă dați seama în ce mod sunt privite lucrurile taman pe dos. Trebuie să avem verticalitatea normalității omenești într-o societate. Apostolul Pavel a spus clar: nu lucrezi, nu mănânci. Deci nu ai cum la 60 de ani să te trezești în drum fără un an de muncă. Am mai văzut odată pe cineva: părinte, mi-aș face o pensie de boală. Dar ce te doare? Nu mă doare nimic. Păi, îți trebuie o pensie de leneș, de trântor, de bețivan, de puturos. Îți faci o pensie de boală când sare inima din tine, când ai ficatul varză, când ai o boală incurabilă, când ai o boală cronică, o hepatită periculoasă, un Parkinson, nu când ții lenea muncii. Du-te și bate 2 cuie, du-te și fă un salahoriat. Le mai spun câteodată la cerșători: dragă, nu sta cu mâna întinsă, e 1.100 de lei ziua de muncă. De ce să stai tu aici jumătate de zi să-ți dau eu 5 lei, când tu poți să câștigi într-o zi 100 de lei, trăiești o săptămână bine. O zi pe săptămână dacă muncești. Munca iudă. Și spune că pe aproapele să-l iubești ca pe tine însuți. V-am explicat cum e cu aproapele. Aproapele trebuie să fie credincios ca să-ți poată fi aproape, că altfel cei de aproape ai mei departe au stat. Tânărul atunci se adresează lui Hristos, ne întoarcem la evanghelic, eu am bătut câmpii, și au zis: toate care mi le-ai spus, le-am păzit din copilărie, cumva să-și crească ratingul. Cum spunem noi câteodată: o, dar eu sunt om serios, nu mă cunoașteți. Și întreabă pe Iisus: ce mai lipsește? Tot timpul ne lipsește ceva. Sfinții, fiind desăvârșiți, foloseau în potență capacitatea de a cădea sau de a putea cădea și spuneau așa: miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, pe mine păcătosul. Adică oricând putem greși, cu gândul, cu voie sau fără de voie. O zi de-ar fi viața omului, nu-i fără de păcat. Atunci Iisus, văzându-l că e atât de cunoscător de porunci, l-a băgat în etapa cea mai înaltă. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toată averea ta, dă-o săracilor și apoi vei avea comoară în cer. Și numai după aceea vino și îmi urmează mie. Dacă o luăm la modul literar cum este scris, vă dați seama că l-a paralizat pe tânăr.
Ai muncit, ai adunat, ai strâns o casă, ai strâns o avere, ai strâns un gard, ai strâns o mașină, ai strâns o gospodărie. Cum să o vinzi, să o dai săracilor, când vorbim de săracii de adineauri, care ei sunt săraci nu cu duhul, ci cu lenea și cu lipsa de virtuți. Dar aici Iisus vorbește de săracii cei adevărați. Acum, în schimb, trecem la partea spirituală a interpretării și zicem așa. De voiești să fii desăvârșit, du-te și vinde averea ta și dă-o săracilor să ai comoară în cer. Ce înseamnă să dai săracilor averea și să ai comoară în cer? Ești un bun bucătar, da? Dă meseria la doi mai departe. Învață-i să fie desăvârșiți și pricepuți ca tine. Ți-ai făcut comoară în cer. Ești un chirurg bun. Ia 2-3 rezidenți lângă tine, învață-i și o să-ți rămână numele înscris în cer. Ești un mecanic bun, la fel. Ești un avocat bun, la fel. Ești un jurist bun, la fel. Ești un procuror bun, la fel. Ești o mamă bună. Învață 2-3 copile, tinere, ce înseamnă să fii mamă. Și așa mai departe cu toate meseriile. Deci vindeți tot talentul intelectual, nu-l păstra în mod egoist numai pentru tine și învățându-i pe cei neputință și nepricepuți și neștiutori, atunci vei putea avea comoară în cer. Vezi, noi vorbim câteodată de, hai să ne axăm întâi pe viețile sfinților, vorbim câteodată de Daniel Sihastru, că avea ucenici, fă-ți ucenici, vorbim de Ava Cutare, că avea ucenici, fă-ți ucenici, vorbim de filozoful Cutare, că avea ucenici, fă-ți ucenici. Deci să trecem și noi la mulțirea lucrului bun, nu în mod egoist să stăm ascunși și să ținem totul numai pentru noi. De exemplu, dacă te uiți, simplu, dacă te uiți între gospodine și una, de exemplu, știe un magazin unde sunt niște haine mai bune, nu îi spune la cealaltă numai ca să n-aibă la fel ca ea. Dacă o gospodină știe să facă o mâncare mai bună, nu îi spune secretul alta nici diaboli, îi dă să guste, să vadă că e și grozav. Cum ai făcut? A, foarte simplu, așa, de la sine. Dar nu-i vinde patentul. Ei, când vom înmulți binele, când vom dori ca cel de lângă noi să fie egal cu noi, să știe ca noi, să poată ca noi, să priceapă ca noi, atunci am început să vindem averea săracilor și să avem comoară în cer. În momentul când ai murit, numele tău rămâne scris în cronici. În momentul când ai murit, numele tău rămâne scris în cartea vieții. În momentul când ai murit, numele tău rămâne între oameni. Ce spun oamenii? Băi, ce doctor bun a fost! Știi ce oameni au ieșit din mâna lui? Băi, ce profesor grozav a fost! Bă, tu știi ce generație a scos ăsta? Și aia este trăirea și existența ta în cer. Pentru că o mână caldă înseamnă o faptă bună, un sfat frumos înseamnă o faptă bună, un gest frumos înseamnă o faptă bună, o milostenie înseamnă o faptă bună, un îndemn curat înseamnă o faptă bună, o dorință de a face din cineva ceva este o faptă bună. Dar care sunt dorințele noastre umane? Numai noi să avem, numai noi să știm, numai noi să putem și dacă ne uităm și în școală, v-ați uitat vreodată în școala noastră românească, nu există spiritul colectiv de echipă. De când s-a născut copilașul și a ieșit din mămuxa și îi pune păpuci cu becuri și îi pune blugi și îi pune telefon, iPhone la gât și îi pune căști să asculte muzică la 3 ani și apoi să plânge că e autist, i-a stricat auzul, ce face mama? Tu trebuie să fii primul. Trebuie să fii cel mai tare. Nimeni nu trebuie să te depășească. Tu trebuie să treci pe toți. Toți sunt proști. Eu am văzut într-o zi un gest, nu m-a cutremurat, dar m-a speriat. Eram în pridvor, acolo unde împărtășim noi copiii mulți. Și a venit un motanial din ăsta, cred că avea 3-4 ani, educația din familie. Și se juca cu o jucărie interesantă. Era un maimuțoi ceva cu rotile, îl punea pe jos și ăla mergea, se uia. Și a venit unul din ăsta năcăjit, altuia, eu nu știu cine îl ținea de mână și s-a dus să joace, că copiii sunt inocenți în felul lor. Spune Mântuitorul, lăsați-i să vină la mine. Îi lași să vină, dar nu știi până la ce vârstă, că deja de la 4 ani sunt pervertiți, mie mi se pare. Și ce îi spune motănielul ăsta mai mare, care deja era cu coșel așa, lui ăsta mai mic? Tu ești de condiție proastă, n-ai voie să pui mâna pe jucăria mea. Eu am înghețat. Mama s-a simțit prost, l-a luat rapid, l-a tras de mână, l-a scos afară, da. Porumbelul a zburat. Deci,
Asta arăta că acolo în familie unde se face educația i s-a spus: tu nu discuți cu toți sărântocii, nu discuți cu toți prostanii, cu toți murdarii, cu toți jegoșii, cu toți inculții. Tu ești băiat de clasă înaltă, nu dai bună ziua la gâște. Ei, această creștere în vanitate, această personalitate bolnavă, această creștere cu infatuare distruge un prunc sufletește și din el nu poate ieși un om valoros. De ce? Pentru că îi strică inocența inteligenței. Lasă-l pe el să aleagă binele de rău, lasă-l pe el să aleagă prietenii, lasă-l pe el să deosebească binele de rău și tu studiază-l să vezi ce mod de gândire are, nu-i induce modul tău de gândire. Că noi ăștia bătrâni suntem obraznici în gândire, suntem putrezi în gândire, suntem falși în gândire. Una gândim cu mintea, alta spunem cu buzile, alta ascultăm cu urechile, alta înțelegem cu mintea, alta pricepem cu inima. Suntem pervertiți. Și atunci, cum îi spune în școală? Tu trebuie să fii primul, tu trebuie să iei premiul întâi. Tu trebuie să iei diploma. Și profesorii ce sunt obligați să facă? Să facă 50 de diplome de loc întâi sau de excelență, că dacă nu-i dă la unul diplomă, se supără măsa. Doi, trebuie să le facă 60 de medalii, că dacă nu le dă medalii, nu le mai place la școală. Le cultivă vanitatea aia, iar el se trezește în clasa 12 la bacalaureat, cu toate notele de 10 pe linie, că n-a putut trece un bacalaureat, a devenit bacalaureat un fel de bau-bau, parcă ai merge de pe pământ pe lună cu tractorul. E un examen ca oricare altul, în care dacă ești bun la matematică, îl dai la matematică, dacă ești bun la română, îl dai la română, cum sunt domeniile astea școlare. Dar toată lumea trebuie să treacă pe la bacalaureat, pentru că așa se trece. E un examen ca și o lucrare de teză, cum se dădea acum 30 de ani la școală, când dădeai trimestru 1 teză, trimestru 2 teză, trimestru 3 teză. Și ce se dădea? Din materia învățată. Toată asta era o fixare a materiei. Ei, tocmai toate aceste lucruri făcute incompetent ne cresc degenerați, ne cresc degradați, deci ne cresc suficienți. Ăsta se credea desăvârșit. Dumnezeu i-a arătat: dacă vrei să fii desăvârșit, nu-ți ajunge. Hai să vă raportez la noi. Ai o familie. Bărbații, ăsta e stilul lor, sunt superficiali. E ceva universal valabil. Ce spune femeia? Ai la biserică. Bă, du-te tu. Băi, postește. Postește tu. Băi, hai să facem o pomană. Fă-o tu. Ăsta e stilul lor. Dar nu spune nu, sau nu spune da, sau dacă le iei de mână, te duce cu mașina, sau se duce până la biserică, sau face ce-i cer, sau se duce la cumpărături. Nu arde de credință, ăsta e stilul lui. Dar, în schimb, femeia se autoizolează în suficiența ei și a umplut casa cu icoane și a pus candele și începe acolo să se roage exact ca fariseul. Eu nu sunt așa rea ca bărbatul meu, Doamne, pe mine trebuie să mă ascult, sau ăsta trebuie să-i rupi un picior, că nu se închină, nu e anafră, nu e aghiazmă. Nu așa se tratează lucrurile, ci trebuie într-adevăr, când vorbim de desăvârșire, să ne doară sufletul că cei de lângă noi sunt necredincioși. Eu, ca preot, când fac liturghia, pun câteva părticele și zic așa: Doamne, și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și au nevoie de Dumnezeu, miluiește-i după mare milă Ta. Că eu nu știu care se roagă și care nu se roagă. Nu știu care are dreptul să fie pedepsit sau care are dreptul să fie miluit. Că dacă îi face Dumnezeu un semn la un nemiluit și îl miluiește și ăla prinde o scânteie că cineva l-a împins, e un zvâc de undeva, fără să vrea într-o zi își face cruce și spune: Tatăl nostru. Dacă tu îl separi și îl omori și l-ai tăiat de la adevărul lui Dumnezeu, l-ai scos din lucrarea creștină. De aceea, dacă vrei să fii desăvârșit, întâi de toate trebuie să vinzi toate talentele tale tuturor și apoi să te duci să-ți faci comoară în cer și să-i urmezi lui Hristos. Deci nu poți urma lui Hristos în singularitate trufașă. Trebuie să urmezi în 2, în 3, în 4, în 5, în 6, în 9. Că așa spune, a vorbit Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000, a vorbit Petru a doua zi și s-au convertit ca la 2.000, și biserica creștea și se întărea cu Duhul. Și noi trebuie să devenim proprii noștri apostoli. Nu ni se cere nouă să umblăm din casă în casă, să convertim la creștinism. Dacă ți-ai învățat soțul să postească miercurea și vinerea, cea mai mare realizare. Dacă l-ai învățat dimineața să ia anafură și aghiazmă, cea mai mare realizare. Dacă l-ai învățat să margă o dată pe lună la biserică, cea mai mare realizare. Dacă l-ai învățat să țineți curățenie duminica în timpul liturghiei, cea mai mare
realizare. Dacă e învățat pe copilaș să zică o rugăciune când se culcă, cea mai mare realizare, nu trebuie să pornim în mod habotnic, ci în mod discret și pedagogic. Am ajuns să citim că, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat căci avea multe avuții. Păi stau să-mi pierd eu vremea cu proștii, dar eu sunt cineva, vre. Deci, ăsta este răspunsul. Nu îmi pierd eu vremea cu cei slabi, eu sunt cineva, mie îmi place expresia, mai știi, sunt oameni care atunci când n-au ce face, s-au inventat acești psihologi de carton și ei se duc și își controlează IQ-ul, deci că ar fi un coeficient de inteligență. Și vine așa foarte îngânfat și spune, părinte, știți, mie mi s-a spus, am văzut eu cu ochii mei, trebuie să recunosc că m-a pufnit râsul. A venit o doamnă cu un lălău de ăsta în gen autist, așa, Doamne ferește, nimeni nu se bucură pentru că cea mai mare durere este suferința unui copil. Și a spus, să știți că am fost cu el la psiholog și mi-a spus că este peste normalul IQ-ului, el nu înțelege lumea asta, nu-l înțelege pe el. Da, Doamne, toți s-au născut proști, mă, fiul tău e director, lasă-mă în pace, mă gândeam în sine mea, prins fluturi ziua mare cu covata. Deci, când ne înhămăm așa la niște idei de astea genialiste, bolnave, confecționate din carton. Ați văzut copiii mici la grădiniță, fac vaporașe și le pun pe părău, pe o apă. Și ele merg. Bă, ăla nu-i Titanic, e totuși un vapor de carton, chiar dacă merge. Faci un avionaj de lemn și îi pui o bateriuță și zboară un metru. Nu-i supersonic, ăla e totuși o jucărie. Așa și cu copiii ăștia. Așa și cu oamenii. Noi nu suntem altceva decât ceea ce existăm, ceea ce reflectăm. Deci, poate să vină 10... Poate să vină 10 psihologi și să spună că tu ești Einstein. Totuși Einstein a fost unul singur, deci trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. S-a dus întristat, era firesc să se ducă întristat. Ce amestec am eu, care sunt superior celorlalți, să am treabă cu ei? Iar Iisus a zis ucenicilor, acum la modul firesc, cu a nevoie intru un bogat în împărăția cerurilor. V-am și explicat de ce, parcă la o catehiză. Avem bogații sufletește, nu mai comentăm, avem bogații material, nu mai comentăm, avem bogații intelectual, nu mai comentăm, avem bogații domnicești, nu mai comentăm. Noi ne oprim la o bogație sătui de materie pasibilă, pipăibilă. Și ce spunem? S-a născut fiul unui bogat. Nașii vin și îl botează și îl aduc în cărucior la biserică. S-a cununat fiul unui bogat, vin nașii și îl aduc cu limuzina la biserică. A murit fiul unui bogat, că a ajuns și el bătrân. Îl aduce lumea la biserică cu dricu și bineînțeles că tot niște firme din astea plătite împart acolo 3 colive, 2 colaci, 2 cârpe, 2 ștergare. Și el spune, nu o să dau în viața mea bani la biserică. Păi da, cum să dai tu bani la biserică, frate? Păi când te-au botezat, au dat alții, când te-ai cununat, au dat alții, când ai murit, au dat alții. Că ție când să-ți mai rămână vremea? Să dai că tu nu știi unde-i poarta biserice. Tu n-ai întins odată un leu și o pâine la un calic, ce să mai ceară biserica bani de la tine? Deci așa trebuie privită viziunea Mântuitorului, căci cu adevărat bogații vor intra greu în împărăția lui Dumnezeu. V-am spus, împăratul Justinian a fost întrebat, sfântul, că este sfânt, pe la anul 700, cel ce a făcut Sfânta Sofia. Împărate, ce te-ai rugat toată viața? Nu m-am rugat nimic. În fiecare dimineață când m-am trezit, am zis așa, Doamne, ajută-mă să nu treacă ziua de azi fără să nu fac o faptă bună. Și seara? Seara îi mulțumeam lui Dumnezeu că a trecut ziua și am putut face o faptă bună. Deci vedeți ce simplu? Scoală-te dimineața și zi așa, Doamne, eu azi nu mă culc până n-aprind o lumânare pentru morții mei. A mei, nu altuia. Doamne, eu azi nu mă culc până nu dau o pâine la un sărac, că e un leu. Dacă un pachet de țigări 15 lei și fumezi în 30 de zile, câte unul, fă calculul cât vine, și dacă dai o pâine de un leu 50 la un sărac în fiecare zi, 50 lei la sfârșitul lunii. Deci vei fuma cu 2 pachete de țigări mai puțin. Da, ți-ai făcut comoară în cer. Că așa spune, vinde toate și urmează mie. În momentul în care ai reușit să spargi această barieră a răutății din inima ta, trufia, orgoliu, lipsa de simțământ, uite, încercați un lucru.
îl adresez celor care trăiesc normal, nu celor care trăiesc necăjit, pentru că cei care trăiesc necăjit, eu îi știu ce simt, că îi spovedesc, știu cum gândesc și îi spovedesc, știu ce bucurie interioară și sufletească au ei și îi înțeleg. Oamenii care trăim normal, să spunem că aveți venituri de la 2000 de lei în sus și na, e o viață cât de cât acceptabilă, nu ești în rând cu ăla care are 500 de lei pensie. Încercați când stați pe balconul casei sau când stați în ogradă sau sunteți în tramvai sau în gară sau la muncă sau oriunde, să analizați un sărac cu ochiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-l priviți cu ochiul lui Dumnezeu? Uitați-vă la o bătrână care tremură și nu are un leu de pâine. Și du-te și cumpără o pâine și spune că e asta, că uite, pentru mata. Nu-i spune nimic altceva. Vezi un copil, vezi un moșulică de asta care tremură așa, zici că e pus în priză. Să vezi ce vei simți după ce vei face acel mic bine. Și ce vei simți văzându-l și nefăcând acest gest, să vezi cum conștiința ta să-ți bate acolo și spune am fost prea iscroc, prea mizerabil, parcă putea să fiu mai bun. Și ai să vezi cum trezești în tine evlavia și credința fără să bați cuie în conștiință sau să o freci cu perea de sârmă să se trezească. Simplu, la modul cel mai firesc. Milă voiesc, iar nu jertfă. Nu vrea Dumnezeu 700 de mătănii, nu vrea 10 paraclise, nu vrea 10 acatiste, nu vrea 10 psaltiri pe lună, vrea ca tu să ai simțul dumnezeesc al milei, când vezi unul de 10 ori mai amărât ca tine, să-i dai un leu. Adică nu un leu, o pâine, că banii poate dacă îi dai, îi cheltuie iurea. Dar dacă îi dai la un om o pâine caldă, ai să vezi cât se bucură. Și o să vedeți bucuria voastră sufletească pe parcurs și când ne-o întâlnim, o să spun, păi știți că v-am ascultat sfatul ăla și mult m-am bucurat. Dar vouă vă zic... Aici dă o regulă mai puternică, ce le spune bogaților și ce le spune apostolilor. Mai lesne va trece un odgon, îi spune camilă, care înseamnă funie în limba lor ebraică, alții au înțeles că e camila care are două cocoașe, luată și așa și așa, e greu să bagi o camilă prin urechea acului și un odgon de vapor sau de corabie prin urechea acului. Mai lesne este să intre prin urechea acului o cămilă sau un odgon decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă spune că bogatul zgârcit nu se va mântui, înseamnă că nu e o minciună. Isaia spune, ăsta e postul care îmi place mie, să nu lași văduva să o chinuiești, să nu oprești plata slugii, să nu o ropsești pe cel sărman, să dezlegi lanțul nedreptății și atunci ai făcut un post divin și să mănânci pâinea ta împărțind-o cu cel flămând. Și ucenicii s-au uimit foarte zicând, atunci, Doamne, cine să mai mântuiește? Vedeți ce întrebare grea? Aș pune întrebarea, cine se mai mântuiește? Și psalmistul ne dă răspunsul în psalm. Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nici nu s-a jurat în deșert Dumnezeului său. Adică când ai spus la botez, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, și de toată trufia lui, și de toată slujirea lui, chiar leapădă-te, Domnule, nu-l sluji degeaba fals și spre o sândă. Iisus i-a privit pe apostoli și a zis exact ce v-am spus eu când a început Evanghelia. Dacă la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Toate se pot celor ce vor crede. Toate sunt cu putință dacă crezi în Dumnezeu. Și să devii din bețiv nebețiv și din fumător nefumător și din desfrânat nedesfrânat și din zgârcit milostiv și din lacom blând și bun și din răutăcios om omenos. Deci toate se pot face prin credință. Credința mută munții, munții de păcate, munții de patim, munții de pofte și munții de răutate. În momentul când te temi de Dumnezeu și îl iubești pe El, nu poți face rău semenului tău. Amin și Doamne ajută! Amin.